desăvârșite, urmare a rugăciunilor rostite în fața icoanei Maicii Domnului de la Biserica Grădina Icoanei din București, nu mai sunt un secret pentru nimeni. Ele au umblat din gură în gură printre credincioși și poate că ar trebui să determine și pe cei mai sceptici dintre oameni să se cutremure și să-și îndrepte viața către post și rugăciune. Ziua hramului, adormirea Maicii Domnului, a fost un prilej pentru noi toți să ne închinăm în fața icoanei Maicii Domnului și să rugăm încă o dată pe Maica Preacurată să mijlocească în fața tronului ceresc. Și nu pare imposibil, pentru că Sfântul Vasile cel Mare spunea că cinstea dată icoanelor se urcă la chipul cel dintâi. Dar să vedem care este povestea icoanei. Legenda spune că acum câteva secole, un trecător a ațipit în parcul aflat pe locul actualei biserici, iar când s-a trezit, i-a apărut în fața ochilor o icoană cu chipul Maicii Domnului care i-a cerut să ridice o biserică acolo. Nu știm dacă așa să fi stat lucrurile, dar dincolo de legende, 1682 este anul înscris pe ferecătura de argint a icoanei. Tradiția spune însă că icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe a fost lucrată de Filip Nicolau Argintarul și a fost dăruită de către domnitorul Constantin Brâncoveanu, micului schit de lemn aflat la vremea aceea în parc. Dar valoarea icoanei și puterea ei vindecătoare nu i-au dat-o nici vechimea, nici culorile, măestria sau arta cu care a fost lucrată. Aspecte care însă nu trebuie trecute cu vederea. Valoarea i-a dat-o însă ceva ce nu poate fi surprins în imagini, ci doar simțit. Un duh ce vibrează și se transmite, mai ales atunci când cel care se roagă are credință puternică. Este așadar puterea icoanei, pentru că de la ea, în timp, și biserica ce o adăpostește și strada, iar mai apoi parcul din apropiere, i-au preluat numele. Praznicului, adormirea Maicii Domnului, a adunat în jurul bisericii icoanei apropiații parohiei, dar și pe mulți dintre cei care au venit să-i mulțumească Maicii Preacurate pentru binefacerile primite. Vecernia, acatistul și prohodul Maicii Domnului au răsunat până târziu în noapte. Recentă minune ce mi-a fost dat să văd a fost una nesesizabilă de obicei pentru noi toți. Aceea a credinței parohienilor, a respectării rânduierilor, a încrederii duhovnicești, a comuniunii liturgice, a normalității. Oamenii în bună rânduială, cu lumânări în mâini și rugăciuni în inimi, murmurau imnuri de slavă Maicii Domnului. Acestea pot fi considerate minuni, mai ales acum în România anului 2012, când normalitatea și firescul par să-și fi pierdut înțelesurile. Oh, your love.
Ziua hramului a adus aceeași efervescență duhovnicească. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a venit în mijlocul comunității de credincioși ai parohiei Icoanei. A slujit alături de părintele paroh Ion Popescu, părintele profesor Nicolae Nicula și de ceilalți părinți slujitori din parohie. De fiecare dintre noi avem obligația de a o cinsti, de a o ferici pe Maica Domnului, pe Sfânta Fecioară Maria, care a fost învrednicită de o vocație și de un dar unic în istorie, acela de a-L aduce pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, întrupat în apropierea noastră maximă. Dumnezeu s-a făcut trup, dar trupul acesta omenesc, El și l-a asumat prin intermediul Sfintei Fecioare Maria. De aceea, femeia aceasta anonimă din Evanghelia de astăzi o fericește pe Maica Domnului. Fericit este pântecul care te-a purtat și fericit este pieptul care te-a alăptat. Cu foarte mult dintre dumneavoastră am fost și ne-am închinat la mormântul Maicii Domnului. Cu lacrimi am intrat în mormântul Maicii Domnului și foarte mulți erați așa de emoționați și noi, preasfinția voastră, când ajungem în Țara Sfântă, ne propunem ca perioada pe care stăm acolo să intrăm în rolul de îngeri. Să trăim ca niște îngeri, să ne comportăm ca niște îngeri. Și eu îi strigam acolo îngerașii. Când strigam într-un mulțime de câteva sute de oameni îngerașii, a noștri ridicau mâine. Aici sunt jumătate, cred că sunt îngerași care au fost împreună cu noi, au fost în Țara Sfântă și jumătate din credincioșii care participă la noi la slujbe aproape sunt îngerașii care au călătorit în Țara Sfântă. Biserica Grădina Icoanei din București este un loc minunat unde dacă vii cu sufletul apăsat de griji, pleci cu nădejdea că Maica Domnului te-a ascultat și toate suferințele tale au căpătat un sens în fața Domnului.